Avem un subiect de importanță maximă astăzi. Sunt informații pe care spuneam orice femeie ar trebui să le știe foarte bine. Discutăm despre tot ce înseamnă infecția cu HPV cu invitatul meu de astăzi, dr Cristian Jumuga, medic specialist obstetrică, ginecologie. Bine ați revenit la Sănătate cu Prioritate. Bună seara, bine v-am găsit. Uh, HPV, ce este acest HPV până la urmă? Păi, deja am auzit parțial în materialul anterior, Human Papiloma Virus sau virusul Papiloma Uman. Este o familie largă de virusuri, 130-140 de tipuri genetic distincte, care pot să infecteze celulele epiteliale umane, adică celulele care tapetează tegumentul și anumite mucoase, și care pot genera infecții latente, asimptomatice, adică fără niciun fel de expresie clinică, sau uneori pot genera niște proliferări celulare epiteliale, niște tumorete, acele papiloame, de unde și denumirea uneori, din păcate, pot genera și cancer, nu doar cancer de coluterin, care, sigur, de departe este cel mai frecvent, și alte cancere ale tractului genital inferior feminin și cancer penian la bărbați. Din fericire, însă, rar. Da, bine a spus, din fericire, rar. <laughs> uh, uh, e timpul să descoperim, pentru că asta ne interesează, uh, care sunt situațiile în care poți uh, avea un risc major de infectare. Care sunt factorii? Am înțeles. Fiind un virus, știți prea bine că virusurile în general se transmit ușor. Spuneați că de-a lungul vieții, practic, nu scapă aproape nimeni, bărbat sau femeie, de infecția măcar odată în viață cu, cu HPV. Se transmite extrem de ușor, dar sigur, riscul cel mai mare de a contacta infecție cu HPV îl au acele persoane la care debutul vieții sexuale este precoce respectiv dacă numărul de parteneri sexuali este mare. Practic, acestea sunt cele două categorii de persoane aflate la risc maxim să se infecteze cu HPV. Nu trebuie să vedem însă viceversa, o persoană care s-a infectat cu HPV automat trebuie să-și fi început viața sexuală foarte devreme sau trebuie să aibă mulți parteneri sexuali. Se poate întâmpla, e, e adevărat că mai rar, dar se poate întâmpla ca acest virus să, fie, să apară și la o persoană care încă nu și-a început viața sexuală. Pentru că transmiterea nu este 100% strict pe cale sexuală. Asta voiam să, să discutăm, pentru că de ce spuneam că e disputată treaba asta? Um, pentru că în momentul în care o femeie își face analiza și apare acest diagnostic, sau află că este infectată cu HPV, s-ar putea să aibă o discuție acasă. Știu. Mi se întâmplă destul de frecvent în cabinet. Unele paciente îmi și spun direct și mă întreabă, pe alte paciente le văd că deja le încolțește o idee în cap. Și mai în glumă, mai în serios, le spun că o testare HPV pozitivă nu este motiv să mergem acasă să luăm pe partener la, la întrebări. Uh, spuneam că transmiterea virusului HPV în primul și în primul rând este o transmitere pe cale sexuală, dar și calea nesexuală joacă un rol important. Spuneam că persoane care nu au debutat sexual pot fi, pot avea uh, virusul. Și atunci. Uh, uh, Deși este cea mai frecventă infecție virală transmisibilă sexual, că e cea mai frecventă infecție HPV, cu toate astea nu înseamnă neapărat că partenerul sau partenera a călcat străm, ca să vorbim direct. Nu e un motiv de ceartă pe această temă. Și mai degrabă de investigație, exact, exact. de investigare a, a bolii, Sigur nu a da. partenerului da, A, situației, a că situației, că o infecție mine. HPV nu trebuie văzută neapărat ca o boală. Dacă este o infecție asimptomatică, latentă, care nu creează niciun fel de probleme, o vedem ca o uh, infecție tranzitorie, pacientul sau pacienta respectivă poartă o perioadă de timp acel virus care dispare de la sine fără să lase urme dar poate să fie luat, nu știu, din piscine, toalete publice, că și aici e discuția, ai grijă să nu se întâmple ceva. E, este este destul de controversat acest subiect. Uh, mod de transmiterea este prin contact direct, de cele mai multe ori. Contact direct, tegument, tegument. Și o a doua cale ar fi transmiterea prin obiecte. Greu de crezut că intru într-o piscină și am luat HPV. Nu este o cale de transmitere care să fie atestată, omologată, ca să spun așa, da? Deci, cumva, fără emoții în sezonul acesta. Da, 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 putem la merge liniștiți. Din punctul ăsta de vedere, mergem da. liniștiți la piscină, da. Mai sunt și alte puncte de vedere care ne, ne liniștesc în perioada asta, dar nu, nu, nu ne oprim la acesta. Bun. Dacă vorbim despre cum ne, ne ferim de, de transmitere, de, să ne infectăm cu HPV, prezervativul poate fi... Salvator, în acest caz, sau din potriva? Poate fi benefic, dar nu salvator. Utilizarea prezervativului, sigur, este benefică din foarte multe puncte de vedere, dar nu reprezintă un mijloc de protecție 100% pentru infecția HPV. Există un studiu în acest sens, de cât de eficient este, cât de eficient este utilizarea prezervativului în a preveni infecția cu HPV. S-a observat că numărul de infectări scade, dar nu se duce la zero. Pentru că tocmai ce spuneam, infectarea este prin contact direct tegumentar. Prezervativul o acoperă parțial, dar nu reușește o acoperire totală. Este suficient să atingi tegumentul infectat și te infectezi. Deci, este eficient, dar nu 100%. Scade rata de transmitere. Aceasta este informația corectă. Um, care sunt simptomele? Odată ce, să zicem că a apărut această infecție de nu știu unde... Da. Uh, ce simptome are uh, pacientul? De cele mai multe ori, infecție cu HPV este asimptomatică și probabil că majoritatea sau cea mai mare parte a persoanelor, femei sau bărbați care s-au infectat de-a lungul vieții cu HPV, n-au știut și n-or să știe niciodată că s-au infectat cu HPV. Asta e un lucru rău, adică n-au știut și s-a întâmplat ceva. Dacă nu li s-a întâmplat nimic și n-au pățit nimic, nu e un lucru rău. Sigur că poate că au transmis mai departe virusul, au fost niște vectori și atâta tot, dar orientându-ne țintit la persoana respectivă care nu a știut și nici nu a pățit nimic, nu a pierdut nimic, ca să spun așa, că n-a știut acest lucru. Sigur că sunt persoanele care la fel nu știu că sunt infectate cu HPV și află de acest lucru pentru că fac o testare HPV pe care o indică medicul ca screening, doar acele persoane complet asimptomatice află că au una sau mai multe tulpini HPV. Altfel, și de regulă sunt femeile, pentru femeile, că bărbații sigur, nu fac De departe, ar... da. Analiza. Sunt și situații în care însă o persoană care se infectează cu HPV, bărbat sau femeie, poate să dezvolte ceea ce se cheamă condilome sau veruci veneriene, acele papiloame, acele proliferări pseudotumorale ale celulelor epiteliale în general generate de tulpinile 6 și 11. Aceasta este situația în care practic o infecție HPV este simptomatică. Pacienta constată apariția acestor veruci veneriene, se sperie, ajunge la medic. Din fericire, aceste virusuri care generează aceste veruși veneriene sunt destul de banale, de benigne, în sensul că nu au potențial oncogen, nu generează cancer sau precancer. Și sigur nu este neapărat o un efect direct al infecției virusului, nu este un simptom propriu-zis al infecției virale, dar o pacientă care s-a infectat la un moment dat cu HPV și care virusul poate să dispară la un moment dat și care la un moment dat suferă complicația de multe ori la mulți ani distanță de la infecția HPV și anume apariția cancerului, rectea cancerului de coluterin, sigur va avea simptomele cancerului de coluterin. Dar aici suntem deja cu discuția foarte departe, pentru că nu putem spune că semnele cancerului de coluterin sunt simptome ale infecției cu virusul HPV. Revenind strict la infecția virală, în cea mai mare parte a cazurilor este complet asimptomatic. Dar fiindcă determina apariția acestui tip de cancer, mă gândesc că ar trebui să-l descoperim. Ce investigații trebuie să facem, analize? Ați spus că medicul recomandă la un moment dat. Da. Ce, ce recomandați dumneavoastră femeilor, da. ținând cont că acest test nu se află în pachetul, nu știu, de bază sau în pachetul decontat de stat? Da. În primul rând vorbim despre pacientele asimptomatice, pe care nu le supăra absolut exact. nimic și care, în mod normal ar trebui să vină periodic la evaluarea ginecologică de rutină. Atunci când vorbim despre screening, despre evaluarea unei paciente care aparent este sănătoasă, noi indicăm testarea pentru HPV începând cu vârsta de 30 de ani. Nu, nu la fel de des ca și testarea prin examenul citologic și Papa Nicolau, dar după vârsta de 30 de ani, cel puțin în ghidurile de practică medicală în România zic că această co-testare, adică Papa Nicolau și respectiv testarea HPV, ar trebui să facă o dată la 5 ani personal lucrez în mediul privat, o recomand la maxim 3 ani testarea HPV. Deci recomandăm testarea HPV la paciente asimptomatice în scop de screening, adică pentru depistare la timp la o pacientă pe care nu o supra absolut nimic, începând cu vârsta de 30 de ani. 2. Recomandăm testarea HPV la o pacientă simptomatică, pacienta care a constatat că prezintă condiloame. Noi știm că acele condiloame au în spate 6 și sau 11 și ne interesează mai puțin acele tulpini, chiar dacă acele condiloame pot fi destul de neplăcute și stresante pentru pacientă, de regulă așa se întâmplă în practica medicală, și ne interesează că poate concomitent cu acele tulpini există și cele care ne interesează pe noi, acele tulpini așa numite high risk, cele care au potențial oncogen, adică pot genera leziune precanceroasă, care e nedepistată la timpul ne ori poate evolua mai departe spre cancer. Deci, a doua situație este pacienta simptomatică. O a treia situație este pacienta care vine tot la screening, efectuează examen citologic Babes și Papa Nicolau, este anormal și în această situație ne gândim că această pacientă posibil să aibă o leziune precanceroasă și posibil să aibă o infecție cu HPV. Și atunci, de asemenea, recomandăm în plus și testarea pentru virusul HPV. Cam acestea sunt situațiile în care indicăm testarea pentru HPV. Totuși, dacă statul nu sprijină această, această, analiză pe care o femeie ar fi bine, cred, să o facă, să ajungă destul de repede în cazul în care se întâmplă ceva, considerați că ar trebui să se ajungă la un screening mai, nu știu, decontat de stat? Este nevoie sau este destul de de bine analizat și cu Papa Nicolau și cu cealaltă teste, putem să ținem sub control un diagnostic Sigur, mai acum urât. testarea pentru HPV este mai scumpă, mult mai scumpă decât examenul citologic babeș și PAPA Nicolau și nici țările civilizate și cu nivel socioeconomic mult peste România nu și-au permis și nu-și permit să folosească testarea HPV. Sunt țări precum Anglia în care screeningul se bazează la ora actuală în principal pe testarea HPV și secundar pe examenul babeș PAPA Nicolau. Cu toate acestea, dacă o pacientă vine regulat la medicul ginecolog, așa cum noi insistăm, spunem noi că o dată pe an este suficient și ar fi bine să vină, și această pacientă este consultată, efectuează examen citologic și Papa Nicolau și când este posibil și o testare HPV, eu cred că putem depista la timp leziunile precanceroase ale colului uterin. Cum se pune diagnosticul până la urmă? Vorbind, dacă vorbim strict de a confirma dacă o pacientă este sau nu purtătoare de HPV, este vorba despre așa-numita testare HPV. Este o analiză de regulă PCR, se recoltează proba la fel ca și PAP testul, deci cu aceeași periuță, uneori se pot face practic în același timp. Se recoltează examenul citologic BABE și Papa Nicolaou în mediu lichid și din același recipient, din aceeași periuță, se realizează și examenul BABE și papa nicolau în mediu lichid și testarea pentru HPV. Deci este o prelevare banală, simplă, care se poate realiza de cel mai mult ori cu ocazia consultului ginecologic, dar se poate realiza și un, la, la un laborator de analiză, deci nu neapărat sub stricta supraveghere a ginecologului. Iar analiza respectivă, durează 10-14 zile în medie, ne va spune dacă pacienta este sau nu este purtătoare de HPV. Aceasta este investigația Princeps care ne spune o pacientă este HPV pozitivă sau este HPV negativă. Nu, nu vorbesc despre situația în care o pacientă este HPV pozitivă, ce investigații ar fi necesare plus. Am strict despre testarea pentru HPV. Dacă este negativă, perfect. Dacă este pozitivă, sunt necesare investigații suplimentare. Care? În ce constau investigațiile acestea? Um, obligatoriu, o pacientă cu testare HPV pozitivă trebuie să fie consultată de către medicul ginecolog. Pur și simplu, banalul examen clinic genital. 2 o testare HPV pozitivă trebuie să fie corelată în mod obligatoriu cu examenul citologic, examenul Babes-Papa Nicolau. Testarea HPV ne spune dacă o pacientă este sau nu este purtătoare de HPV, atât. Nu ne spune dacă acea pacientă este sănătoasă și dacă este, să ne referim strict la colul uterin, care de departe este, să spun așa, beneficiarul în sens negativ al infecției HPV. Deci nu ne spune dacă colul pacientă este sănătos sau nu și atunci ne interesează foarte tare acest lucru. Și în acest sens ne interesează examenul citologic Babes papa Nicolau, care presupune examinarea la microscop a celulelor care sunt descoamate de pe suprafața și dinăuntru colului uterin. Și vrem să știm dacă acele celule sunt sau nu sunt normale. Ne interesează colposcopia, o investigație imagistică extrem de importantă, care, atenție, este obligatorie în condițiile în care testarea HPV high risk este pozitivă, chiar în condiții de testare uh, Papa Nicolau normală, de examen citologic negativ. Uh, colposcopia este o investigație uh, foarte importantă care practic guvernează conduita totdeauna la o pacientă cu uh, PAP test normal sau cu testare HPV high risk pozitivă. Pur și simplu se realizează de către medicul ginecolog, medicul ginecolog cu competență, cu specializare în acest sens, lucrurile se întâmplă oarecum asemănător consultului clinic genital, ne expunem colul cu un depărtător așa cum facem când recoltăm și analizele, examinăm colul așa cum arată el fără preparare, după care aplicăm niște soluții, soluție slabacidă, respectiv soluție iodată, soluție lugol, și vrem să identificăm dacă la nivelul colului uterin există sau nu există leziune precanceroasă displazie, neoplazie intraepitelială, leziune scoamoasă intraepitelială. De ce le-am spus pe toate? Pentru că există o terminologie în paralel care de multe ori încurcă pacientele. Cam așa, cam, așa, am cerut, cam așa ar trebui să investigăm cazul și ca să duc ideea până la capăt, dacă în urma acestor investigații Papa Nicolau HPV colposcopie ajunge la concluzia că pacienta avem o suspiciune semnificativă că pacienta prezintă o leziune precanceroasă la nivelul colului uterin iar trebuie de, diagnosticată precis iar diagnosticul precis nu se face nici prin Papa Nicolau, nici prin HPV, nici prin colposcopie, nici prin CINtec, ci se realizează prin biopsie, prin alegerea unei metode precise de biopsie. Aha, deci ajungem și la capitolul acesta că vreau să întreb dacă la un simplu control, adică m-am dus la medic și în ziua respectivă am aflat dacă am sau nu am început de cancer sau leziuni precanceroase. Uh, putem afla cu precizie dacă am sau dacă nu am în momentul în care vine rezultatul de la biopsie, în condițiile în care a fost necesară o asemenea biopsie. Am înțeles. Nu pot să aflu atunci în cabinet pe loc. Sigur, nici rezultatul de la Papa Nicolau și de la testarea HPV nu vin pe loc. Se recoltează astăzi și vin undeva 10-14 zile. Colposcopia, rezultatul, ca să spun așa, este pe loc. Dar la fel și la colposcopie, dincolo de faptul că noi de cele mai multe ori, efectuând o colposcopie, cam știm dacă o pacientă prezintă sau nu o leziune precanceroasă, dacă este una, dacă este minoră, dacă este una majoră, dacă suspectăm un debut de cancer de col, dar chiar și așa rămâne întotdeauna discuția de suspiciune pentru că atunci când avem o suspiciune trebuie să o confirmăm sau să o infirmăm prin analiza precisă care este biopsia. Totuși, cum ajunge o pacientă prima dată la medic și să afle că are leziune? Înseamnă că nu a fost tratat infecția virusului HPV la timp? Adică am majoritatea tipurilor de cancer care apar, apar pentru că n-am fost la timp, sau am venit prea târziu sau nu a existat simptomatologie și așa mai departe. Am înțeles. Foarte pe scurt, ar trebui să vorbim despre istoria naturală a infecției HPV și apariției leziunilor de col, ca să înțelegem de fapt să putem să înțelegem răspunsul la, la întrebarea dumneavoastră. Din momentul în care o pacientă se infectează cu HPV, mergem pe scenariu infecție HPV-cancer. Ați înțeles da, că da, marea da, da. majoritate, nici măcar nu știu că au avut HPV, sunt sănătoase și n-au pierdut nimic, ca să spun așa. Din momentul în care o pacientă se infectează cu HPV, mergând pe scenariul negativ și până când apare cancerul de col uterin, pot să treacă 10, 15, 20 de ani. Sigur că sunt situații rare în practica medicală în care în 2-3 ani poate să apară un cancer. Este neobișnuit. Dacă ne raportăm la modelul standard, cel în care de la infecție HPV și până la apariția cancerului de col trec 10-15 ani, hai să nu zicem 20 sau mai mult, 10-15 ani, este clar că din momentul infectării și până la momentul diagnosticului cancerului de col uterin, acea pacientă a avut la dispoziție 10, să nu zic 15, zic 10 ani, în care ar fi putut să meargă la medicul ginecolog, nu an de an așa cum recomandăm noi, dar măcar o dată la 2 ani și e greu de crezut că efectuând toate investigațiile necesare, așa cum le-am precizat, nu depistăm la timp o leziune precanceroasă, pentru că, din fericire, cancerul de col nu apare la modul astăzi este colul sănătos și peste noapte apare cancerul de col. Este un proces de lungă durată. Și atunci, dacă pacienta vine la timp, este consultat, efectuează Papa Nicolau, efectuează H testare HPV, efectuează colposcopie, noi depistăm la un moment dat faptul că acolo a apărut o leziune precanceroasă, o diagnosticăm precis prin biopsie și o și tratăm. Când spunem tratament, să nu ne așteptăm că sunt pastile. De regulă este vorba despre așa-numita biopsie excizională. Îndepărtarea în țesut sănătos a acelui țesut. Care este precanceros, se pregătește de evoluție către cancer. Asta înseamnă că um, pacienta trebuie să aibă o conduită sau un comportament foarte um, sănătos în ceea ce privește analizele. Adică, analizele anuale de Papa Nicolau trebuie făcute, indiferent dacă avem un simptom. Sau nu, dacă ne deranjează ceva sau nu. Și asta Cu înseamnă că vom descoperi Cu la siguranță. timp. Cu siguranță, numai eu de câte ori spun, și la emisiuni TV, și pe site, și uh, în cabinet, zi de zi, odată pe an ne putem face timp să mergem la medicul ginecolog pentru câteva investigații de bun simț. Din punctul meu de vedere, într-o singură vizită la ginecolog ar trebui să efectuăm, indiferent de vârstă, atenție și la femeia de sub 40 de ani, o evaluare genitomamară. Personal, asta le recomand pacientelor mele și asta fac. Din păcate, nu avem timp. Trăim în secolul vitezei și atunci nu am timp să merg de 10 ori. Merg o singură dată. Medicul ginecolog are o discuție cu mine și vede exact despre ce este vorba, care sunt factorii mei de risc, care este profilul de risc, la ce boli sunt mai predispusă. Efectuează examenul clinic genital, recoltează analizele locale, în cazul de față, Papa Nicolau și sau testarea HPV efectuează ecografia transvaginală și a efectuat un screening al aparatului genital complet. În a doua etapă, dacă Papa Nicolau și sau testarea HPV sunt anormale, sau atenție, dacă la consultul clinic genital, că uneori să știți, uitându-ne cu ochiul liber, la col avem unele suspiciuni, în a doua etapă putem efectua și colposcopia. În a doua etapă însemnând undeva la două săptămâni când avem rezultatul de la Papa Nicolau și respectiv de la testarea HPV. Și în aceeași vizită inițială ginecologică, ulterior, Consultul clinic al sânilor, din punctul meu de vedere, dublat-o de o ecografie de sân. Cam asta și ar trebui să facă o pacientă o dată pe an. Iar după vârsta de 40 de ani, ca să duc ideea până la capăt, adăugăm și mamografia, adică radiografia sânilor. Cam asta ar trebui să facă o pacientă din unghiul uh, ginecologului sau al specialistului în sănătatea genitomamară. Vorbim despre virusul HPV. Cum putem să-l tratăm dacă se vindecă și în același timp să vedem cum funcționează vaccinul, că există un vaccin anti-HPV și să vedem cine poate să-l facă sau când este timpul optim pentru a, pentru a face acest vaccin. Domnule doctor, ce tratamente există pentru acest virus? Uh... Așa cum știm, de multe ori pentru virusuri nu avem tratamente directe. Este și situația infecției cu HPV. Nu există la ora actuală un medicament antiviral, așa cum administrăm, de exemplu, un, un antibiotic pentru bacterii, nu este un medicament care să distrugă direct virusul HPV. Motiv pentru care nu avem un tratament țintit direct împotriva acestui virus. Dar ca să discutăm un pic dintr-un alt unghi. Tocmai ce am spus, că infecția cu HPV este autolimitată în timp și de cele mai multe ori persoanele care se infectează cu HPV nici nu știu că s-au infectat, uh, sunt și rămân sănătoase și, cu alte cuvinte, fără să se trateze, nu au pățit absolut nimic. Asta înseamnă că marea majoritate a pacientelor care au infecție HPV de fapt nici măcar nu ar trebui să fie tratate, ci ar trebui să fie corect monitorizate. Pentru că noi, de fapt, ce vrem să depistăm? Acele paciente care la care apar leziuni precanceroase care ar putea în timp să ducă la cancer. De fapt, pe noi ne interesează să prevenim apariția cancerului. Acum, sigur, ideal ar fi să prevenim infecția cu HPV ca să ne ducem și mai, și mai înainte, adică să facem o profilaxie. Putem vorbi despre niște măsuri profilactice uh, eficiente pentru infecția HPV? Spuneam că persoanele la risc pentru infecție HPV sunt acele persoane care debutează precoce sexual și care au mai mulți parteneri sexuali. Deci putem discuta oarecum de o terapie comportamentală, educație, uh, să amânăm debutul vieții sexuale, Na, nu a de foarte fragede, să încercăm să... Recomandăm uh, tuturor să aibă un număr limitat de parteneri sexuali, deci pur și simplu informație, este... informație și educație. 2. Uh, utilizarea prezervativului. Spuneam adineauri că nu este un mijloc precis 100% de prevenție, dar totuși utilizarea prezervativului scade această transmitere. 3. Uh, vaccinul. Și mă opresc pentru că înțeleg că o să discutăm ulterior despre vaccin. Vaccinarea anti-HPV. Cu toate astea, că sunt. Uh, suntem atenți la debutul vieții sexuale și la numărul partenerilor, că utilizăm prezervativul, că ne vaccinăm, reușim să prevenim complet o infecție HPV? Nu. Deci oricum am face, tot vorbim în continuare despre infecție HPV, tot vorbim despre evaluările periodice despre care vorbeam. Nu se schimbă absolut nimic. O pacientă care este infectată HPV, asimptomatică, pe care nu o supără absolut nimic, la care toate testele arată că este sănătoasă și doar are infecție HPV, practic n-ar trebui să facă absolut nimic. O pacientă la care infecția HPV generează condiloame, acele tumorete cutanate despre care vorbeam, sigur, ele de multe ori au o existență limitată în timp. Se întâmplă de multe ori la o pacientă cu imunitate bună să dispară de la sine, dar noi putem interveni prin metode destructive, cauterizare, metode chimice, este tot felul de medicamente în acest sens, prin care putem distruge acele condiloame. Dacă vorbim despre pacienta la care a apărut o leziune precanceroasă, nu vorbim propriu-zis de a trata virusul în cazul de față, ci vorbim de a trata efectul, complicația, vorbim despre tratarea leziunilor precanceroase ale colului uterin. Și dacă o să vreți să discutăm și despre asta, putem să discutăm și despre asta. Da, da, da. Uh, asta. da adică e, e un tratament chirurgical al acestor leziuni, sunt îndepărtate. E de complică. cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Uh, asta presupune rena... spitalizare sau ce asta este? Nu. În general, simplu? sunt uh, intervenții simple, de mică chirurgie. Uh, nu am discutat despre faptul că, uh, înainte de a merge mai departe, despre faptul că o pacientă care se infectează cu HPV de cele mai multe ori nu știe sau, uh, chiar dacă află, în timp, că își dă nimic. seama, nu face nimic și își dă seama că acea infecție HPV nu a avut niciun efect. Uh, pacientele care dezvoltă leziuni precanceroase, respectiv canceroase ale coliziunii, sunt paciente care sunt la risc, la care există niște factori favorizanți. Pentru că, de fapt, apariția acestor leziuni precanceroase și ulterior canceroase rezultă din interacțiunea virusului cu organismul gazdă. O pacientă fumătoare, o pacientă cu imunitate proastă, o pacientă pozitivă, o pacientă care urmează tot felul de tratamente care îi scad imunitatea, o pacientă cu un stil de viață nesănătos, este pacienta care probabil va dezvolta leziune precanceroasă sau canceroasă. O femeie a... sarcinată, întreb și eu. A, în sarcină poate să scadă imunitatea, dar nu avem date că în timpul sarcinii o infecție HPV este mai agresivă. În timpul sarcinii o boală canceroasă, acolo uterin, poate fi mai agresivă, poate evolua mai agresiv. Revenind, de ce am spus lucrurile astea? Pentru că, din punctul meu de vedere, tot de la tratament, consider că un stil de viață sănătos este important. Și personal în cabinet, atunci când am efectuat o testare HPV care este pozitivă și bineînțeles că pacienta este foarte îngrijorată și își dorește tratament, dați în tratamente, vreau să îi explică de fapt cel mai important tratament în primul și în primul rând este să se lasă de fumat pentru că foarte multe dintre femei și dintre femeile tinere la care testarea HPV este pozitivă, fumează și deja le și spun, nu e așa că dumneavoastră fumați și le spun primul lucru înainte să încereți tratamente, nu mai fumați și este de departe cea mai importantă măsură. Deci, încetarea fumatului, un stil de viață sănătos, care înseamnă alimentație sănătoasă, sport, să dormim, să respectăm orele de somn, să facem sport, atârnă foarte mult în imunitatea organismului și într-o luptă mai eficientă cu virusul, pentru că până la urmă scăpăm de virus prin acțiunea propriului sistem imunitar. Și atunci toate măsurile care îmbunătățesc sistemul imunitar, putem spune că reprezintă o formă de tratament pentru infecția cu HPV, pe lângă tot ce am spus eu. Mai Poate este tot, felul de, mai este tot felul, este foarte important acest lucru, în ghidurile americane, primul lucru la leziunea precanceroasă sau canceroasă de col cu semnul exclamării scrie încetarea fumatului. Este prima măsură. Și le spun asta pacientelor în cabine. Uh, mai este tot felul de preparate, mai mult sau puțin medicamentoase, de stimulare nespecifică a imunității. Este controversat cât de mult ajută sau nu. Nu dau nume, este tot felul de preparate și eu le mai recomand. Dar cel mai important este stil de viață sănătos și doi, monitorizare, urmărire. M-ați întrebat de spitalizare, ca da, să ajung da, da. să ating și aici. Atunci când am depistat o leziune precanceroasă a colului uterin, este foarte important să ne dăm seama dacă avem de a face cu o leziune, spunem noi, minoră sau majoră. Pentru că aceste leziuni precanceroase sunt împărțite dual. Leziunile minore sunt acele leziuni de regulă autolimitate în timp, care au potențial mic de evoluție spre cancer și care pot să regreseze spontan. Și atunci putem pur și simplu doar să le urmărim și atâta tot. În momentul în care însă am depistat o leziune majoră, nu intru în foarte multe detalii tehnice, dar o leziune care are un potențial major de evoluție către cancer, atunci trebuie să intervenim și intervenim de regulă prin metode excizionale. Că este electrorezecție cu ansa diatermică, că este conizație și am dat numele a două proceduri foarte frecvent utilizate în practica medicală, sunt intervenții pe care le efectuez și eu și colegii mei ginecologi extrem de des și prin această intervenție, practic, cupăm evoluția de la precancer la cancer. De regulă, procedura se face fără spitalizare. Sunt și situații, intervenții, să zic așa, mai ample, care pacienta rămâne sub supraveghere peste noapte. Dar de cele mai multe ori sunt intervenții de mică chirurgie, cu durată scurtă, cu venit, efectuat, plecat. Și asta înseamnă că s-a vindecat? Sigur. Și pacient, da, pacienta s-a vindecat de leziunea precanceroasă. Atenție, că asta înțează pe noi. Intervenția în sine, chiar dacă în fragmentul de țesut pe care îl îndepărtezi, îndepărtezi și o populație virală, nu poți să spui că cu bisturiul poți să vindeci infecția virală. Cu bisturiul vindeci leziunea precanceroasă. Sistemul imunitar este cel care trebuie să rezolve infecția HPV. Noi nu facem după intervenție, dincolo de a vedea rezultatul de la anatomie patologică, atenție, este foarte important, nu facem decât să ne asigurăm că vindecarea colului este pe drumul cel bun și că nu apar alte leziuni precanceroase ulterior. Deci va rămâne pacienta sub supraveghere? Sigur că da. Și după intervenție după va rămâne intervenție. în continuare sub supraveghere. Ce ne puteți spune despre vaccinul acesta împotriva HPV? Cine poate să-l facă, de la ce vârstă și ce riscuri prezintă sau ce beneficii are? Am înțeles. Idealul pentru vaccinarea anti-HPV este grupa de vârstă 11-14 ani. Pentru că la aceste persoane foarte tinere... Vaccinul este foarte imunogen, adică creează anticorpi și, doi, la această vârstă, de regulă, se presupune că nu a existat un debut al vieții sexuale și atunci persoana respectivă, copilul respectiv, până la urmă, că la 11-14 ani vorbim despre copii, la momentul la care vor debuta sexual, vor avea o imunitate bună, pregătită pentru a da piept cu, cu virusul. Însă, atenție, vaccinarea împotriva HPV nu este... Limitată strict la intervalul 11-14 ani. Se poate efectua și ulterior. În urmă cu câțiva ani se spunea că perioada sau vârsta maximă până la care se indică se poate efectua vaccinul era vârsta de 26 de ani. La ora actuală a fost extinsă până la vârsta de 45 de ani. Însă cu cât faci vaccinul mai târziu, el este mai puțin imunogen, mai puțin eficient și, doi, probabil că multe dintre persoanele care, să spunem, se vaccinează la vârsta de 40 de ani, fără să știe, poate că s-au infectat deja cu multe dintre tulpinile de HPV Correct. pe care vaccinul le conține și atunci probabil că fac acel vaccin aproape degeaba. Dar reiau, începând cu chiar cu 9 ani se poate face, deși indicația standard este 11-14 ani, Vaccinarea se poate face începând cu vârsta de 9 ani Până la vârsta de 45 de ani Ideal la o persoană cât mai tânără Înainte de debutul vieții sexuale Să știți că mă întreabă și astăzi am, Au fost vreo două paciente Domnul doctor, am o fică, are 12 ani ce ziceți și întrebarea este așa, un pic uh, să facă sau să nu facă HPV? Cumva că aș avea niște informații ascunse decât cele oficiale. Sigur e bine să facă, totdeauna le spun da, să facă vaccinul împotriva -au HPV. Au fost tot felul de zvonuri că vaccinul știu, întotdeauna a creat așa știu. niște valori și e vorba de copiii noștri, de fetele așa noastre. Este. Da. Și era vorba de sterilitate, dacă nu cumva. Um... Și COVID între noi, fie vorba nu tot așa, a fost trei generații de infertilitate sau ceva de genul ăsta. Zvonurile negative circulă foarte ușor și se răspândesc foarte mult. Um, Vă vorbesc acum strict din practica mea. La atâtea paciente la care am recomandat uh, vaccinarea pentru HPV, n-am văzut o singură pacientă care să-mi raporteze o reacție adversă. Sigur că orice vaccin poate să aibă reacții adverse locale, banale, tranzitorii, dar o reacție adversă adevărată, ca să spun așa, da? severă, nu am văzut nici la pacientele mele, dar nici la colegii mei ginecologi care de asemenea recomandă uh, vaccinarea. Din punctul meu de vedere, vaccinul pentru HPV trebuie efectuat obligatoriu și. Nu pot să spun că este lipsit complet de reacții adverse, dar a pune în balanță beneficiile cu așa zisele reacții adverse, care sunt extrem, extrem, extrem de rare, cred că nici nu are rost să discutăm. Deci, vaccinul... recomandarea este vaccinare împotriva HPV. Și uh, vaccinul presupune prote protecția pe tot parcursul vieții? Sunt două aspecte de discutat. Unul, dacă protecția este 100%. Tocmai ce spuneam că vaccinarea pentru HPV nu acoperă toate tulpinile. Asta înseamnă, acoperă tulpinile cele mai importante. Asta înseamnă că mă vaccinez împotriva HPV, asta înseamnă că am șanse mai mici să contactez virusul HPV, am șanse mai mici să dezvolt condiloame sau, cel mai important, leziuni precanceroase sau cancer de coluterin. Dar acel risc scade semnificativ, nu este zero. Trebuie și că mă vaccinez și că nu mă vaccinez, trebuie să mă comport la fel. Adică trebuie să merg la medici să fac aceleași investigații. Dar șansele mele să dezvolt boli grave scad foarte mult. Doi, încă nu se recomandă un rapel pentru vaccinul anti-HPV. Așa cum ați văzut pentru COVID că au existat da. al doilea, al treilea, chiar și al patrulea la ora actuală. La ora actuală nu există rapel. Încă nu știm nici nu s-a introdus de foarte multă vreme vaccinarea, Încă nu știm dacă de-a lungul vieții avem sau nu avem nevoie de rapel. Și dacă imunitatea este la un nivel foarte ridicat pentru tot restul vieții. Am înțeles. Uh, credeți că e nevoie să facă și băieții un astfel de vaccin? <laughs> Ar putea să facă și băieții. Cu siguranță nu le face niciun rău. Și până la urmă și ei participă la transmitere. Dar. Uh, noi suntem bucuroși că în România segmentul de fete 11-14 ani beneficiază în mod gratuit de vaccinarea cu cele două doze, pentru la vârsta asta sunt două doze, după 16 ani sunt trei doze, cu, cu vaccinat HPV. Iar dacă se întâmplă lucrul ăsta, este perfect. Deci este gratuit acest da, vaccin da, da, până gratuit. la 14 ani, dacă până, ne da, decidem. Da, până cred că, la 16, dacă nu mă dar la grupa 11-14 ani este gratuit, sunt două doze și practic vaccinarea este inclusă în calendarul național de, de vaccinare. Respectiva mamă împreună cu copilul se adresează medicului de familie. Asta este, este bine că se poate face lucrul acesta. Aș vrea să mai vorbim puțin despre complicații, pentru că, dacă am aflat că s-ar putea să cei mai mulți nu știm, s-ar putea să fiu din categoria aceea, nu mă duc să fac analiza că uite costă, poate că ratez Papa Nicolau vreo șapte ani și atunci aș vrea să vorbim despre complicațiile serioase care apar în absența tratamentului, în absența analizelor, în absența unui diagnostic precis. Bun, dacă vorbim despre complicații reale, vorbim de fapt despre o singură complicație. O infecție HPV care nu a fost depistată la timp, nu s-au făcut investigațiile necesare, au apărut leziunile precursoare de cancer, nu au fost depistate la timp, nu au fost tratate la timp, duc inevitabil la unele paciente la apariția cancerului. Și spuneam că există mai multe tipuri de cancer, dar de departe, cel mai frecvent, cel mai important, este cancerul de coluterin. Deci, practic, singura complicație redutabilă a infecției cu HPV este apariția cancerului de coluterin care, sigur, este o boală semnificativă, importantă, cu morbiditate și mortalitate mare. Nu știu dacă vreți, sau dacă e momentul astăzi să distăm despre, asta, despre cancerul de coluterin, pentru că e un subiect major și pentru care ar Ideea trebui fi, cel da. puțin o emisiune. Exact, o să vorbim dar și despre Dar complicația așa. majoră și singura, până la urmă, este cancerul de coluterin. Pentru că se știa înainte de cancerul de col, se știa de HPV, dar nu se știa de relația HPV-cancer de col. Abia după aceea... Da? Noi ne-am dat seama, medicii, că HPV este cel care, de fapt, generează modificările inițiale, care, ne depistate la timp, la tic, duc la cancer de coluterii. Mă gândeam la o altă relație, spuneați despre uh, faptul că foarte mulți, 90 și uh, ceva de, din populația noastră, uh, are acest, acest virus, ar putea să-l aibă fără să-l... Da, nu neapărat concomitent. Vorbeam da. despre faptul că, de-a lungul vieții, Pot probabil a, că nimeni apurea. nu scapă de infecția cu HPV. Exact. Și atunci, observând și foarte multe femei care s-au apucat de fumat și fumează foarte mult, cred că aici ar trebui să fie un semnal de alarmă. Că dacă fumăm, s-ar putea să agravăm acest virus, care da. stă într-o formă latentă, nu ne deranjează. Dar da, s-ar putea să-l deranjăm noi cu țigara. Da. Sigur, fumatul putem să-l includem în la Absolut. agenții etiologici la aproape la orice afecțiune. Orice patologie dar, și chiar dar, cu siguranță, fumatul joacă un rol important în evoluția nefavorabilă a leziunilor colului uterin. E, adică, pe românești ar fi bine, dacă se poate, să nu fumă. Și, uh, pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să mai treceți în revistă ce nu ar trebui să mai facem, astfel încât să prevenim. Uh, o explozie a virusului și a o manifestare neplăcută a sa. Bun, am să mă repet da. în condițiile acestea. Spuneam că educație. Educație e foarte importantă. Debutul vieții sexuale să nu se facă prea devreme. Limitarea partenerilor sexuali este important. Utilizarea prezervativului. Acum nu utilizez prezervativul neapărat pentru HPV. Îl utilizez cu multe alte beneficii, dar utilizarea prezervativului. Vaccinarea este foarte importantă să se efectueze vaccinarea la vârsta ideală, 11-14 ani, și mai apoi vizita periodic, periodică la medicul ginecolog cu investigațiile despre care am vorbit. Consult, Papa Nicolau, testare HPV, când este cazul colposcopie. Practic, cam aceștia sunt pașii și, sigur, stilul de viață sănătos despre care tocmai vorbeam. Avem foarte multe beneficii cu stilul de viață sănătos. Sigur. Uh, pușcăm mai mulți iepuri odată Sigur. cu asta. Sigur. Uh, și despre patologia și patologia aceasta poate să se calmeze sau să dispară uh, folosind acest tratament. Uh, dar și alte alte lucruri care, care pot apărea concomitent în viața noastră pe fundalul unei, nu știu, uh, unui stil de viață uh, sănătos și al unei imunități scăzute. Oboseală, scăzut, oboseală, pentru că ni se întâmplă tuturor câteodată să exagerăm și cu munca și cu neodihna. Toate se cuantifică la un moment dat. Și bărbații să fie atenți să mai lase femeile să doarmă de vreme, să mai spele un vas, să mai... și să fie fidel. Și să Dacă fie, fidel. Și să fie fidel, fidel, că fidelitatea pare să, să aibă de, de a face și cu sănătatea. În să măsură, fidel ca și... Ca și... Partenera. Sigur. sigur. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste Mulțumesc. informații și pentru că ați, ați făcut acest efort de a veni în emisiunea noastră. Am promis data trecută și m-am ținut de cuvânt și mă țin în continuare. Mulțumesc foarte mult! Cu drag! Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi doctor Cristian Jumuga, medic specialist obstetrică ginecologie. Sper că ați umplut golurile pe care le aveați cu privire la acest subiect și dacă încă n-ați făcut vreodată o astfel de analiză, puneți pe agenda și acest lucru ca prioritate pentru sănătatea dumneavoastră. Dacă știți prieten care ar avea nevoie să știe ceea ce ați auzit dumneavoastră urmărindu-ne, puteți să faceți un gest simplu de două secunde de a distribui live-ul emisiunii noastre în online sau abonați-vă la canalul de YouTube Speranța TV unde găsiți foarte multe dintre interviurile noastre medicale și în curând și pe acesta. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, amintiți-vă ce vă spun eu ediție de ediție, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Cu drag, Raluca Matescu. Numai bine!